Ioana este săracul vechi, vechi, dar vreau să găsim o metodă de a-l vopsi, pentru că iată, a venit așa și cu autocolante și cu diferite piete, dar deși e vechi, nou ne este foarte drag, mai ales lui Sergiu. Așa miroase de la el frumos, a vechi. Să vă arăt aici câteva produse terminate. Fac curățenie și vreau să le dau la reciclat. Detergentul foi. Iată așa. Sunt naturale, din ingrediente ecologice. 38 de bucăți în această cutie și au o aromă plăcută de vanilie și cocos. Aici la noi în companie a venit un produs nou, săpunul cu lămâie pentru spălarea vaselor. Și iată, un astfel de săpun ajunge pentru a spăla 100 de bucăți. Așa. Zilele trecute mi-am făcut această mască cu mirișoare și mi-a plăcut foarte, foarte mult. A hidratat foarte bine tenul și să știți că iată aici încă mai are soluție din aia. Este mască tip șervețel și este printre măștile care mi-au plăcut cel mai mult. Iată așa, cumpărate de la Sublim, dacă mai țineți voi minte, încă în cadrul vlogmasului. Aici am o cutie de la cocktailurile noastre Balancer. Acesta a fost cu vanilie. Așa. A fost cu aromă de vanilie și eu pur și simplu dizolvam în shaker cu un pic de apă sau lapte vegetal și îl consumam. Am, iată aici, chiar un pachetel l-am luat pentru că în această dimineață vreau să-mi fac un cocktail și o să vă arăt și vouă cum el se face, cum se prepară. Vreau să-mi-l fac cu lapte de soia și... Da, dacă vă întrebați ce are unghia mea, idee nu am ce s-a întâmplat cu ea. Și parcă astea sunt produsele terminate, vreau să dau cu mopul prin casă, praful l-am șters, să dau cu mopul, după care să-mi pregătesc micul dejun și la ora 10 avem ședință cu fetele. Sergiu a copt ieri două pâini cu maia și eu am pregătit aici să fac o fotografie, are nevoie de fotografie la pâini și am decis să vi le arăt și vouă. Asta a lăsat-o un pic mai mult în frigider, în cuptor, să se rumenească mai tare, iar asta mai puțin și este coaja mai moale. Iată așa arată și pe interior. Așa. Aici am pus în praf mistic, chiar la fiert, am pus în apă caldă, am adăugat praful și le-am pus pe aragaz, burețelul de bucătărie, discul involver, fiberul cu nervuri și fiberul de bucătărie. Aici am pus la fiert ceainicul cu apă pentru că vreau să pun în praf și aceste lavete. Pun tot praful, adaug apă și las la să acționeze. Și iată, cu ocazia asta vă mai arăt încă un produs terminat, praf mistic. Mi-am băut capsulele de parazitare, facem, da? Și aici, în acest shaker, am pus 200 ml de băutură de soia, în care am adăugat un pliculeț de cocktail, da? Cu gust de zmeură, amestec totul foarte bine, după care o să torn în farfurie, voi adăuga, am aici miez de dovleac, miez de nucă, niște migdale, le-am pus la hidratat și măr, o să adaug și va fi micul meu dejun, după care o să-mi mai fac și o cafea, cred că. Așa, de fapt e. Iată așa, băutura mi-a ieșit.
Așa. Acum o să adaug migdalele, niște miez de nucă, așa, niște semințe de dovleac și bucățele de măr. Am niște măr rămas de la Lia și o să le adaug aici. Așa. Și va fi un mic dejun delicios. Îmi place mărul așa cu tot cucoașa să mănânc. Ieri de la magazin am cumpărat semințe de susan. O să încerc să-mi pun câteva, iată așa, și fulgi de cocos. Dar nu o să-i pun pe aștia pentru că am un pachetel început. Și poftă bună mie! Iată așa, am pus o cantitate generoasă de fulgi și o să mănânc. Așa, iată aici deja a făcut spumă și haideți, pentru că apa a fiert, să facem magie și cu fiberele. Așa. Iată așa. Ei, dar ce credeți? Am găsit și fructele astea tropicale uscate și mi le-am pus și pe ele. Cred că o să-mi fac doar o cafeluță așa simplă și o să mănânc, o să beau mai târziu cu o plăcintă din asta cu dovleac făcută de Sergiu. Dar acum, ca mic dejun, o să fie doar acest mic dejun consistent, de fapt, pentru că cocktailul este destul de caloric și gustos. Da, da, eu am reușit și am făcut și duș cât am fost prezentă la cafeluță și am zis că acum cât o să mănânc, ce am stat tricoul ăsta, cât o să mănânc să editez un vlog care trebuie neapărat să apară săptămâna asta. Fac iarăși un experiment să văd dacă vor prinde vlogurile filmate pe verticală. Vlogul anterior l-am filmat așa, acesta de acum îl filmez așa, nu știu, să-mi spuneți voi, vă este comod sau nu, dar mie mi este comod să filmez așa, pentru că paralel cu ceea ce vreau să postez pe YouTube, voi posta și pe Instagram și mi-ar fi mai simplu, dar voi decideți. Ieri le-a și ales de la magazin geleu cu gust de portocale. Am pus aici apa fiartă. Așa, am deschis pliculețul. Torn aici compoziția. Amestec foarte bine până se dizolvă și las în borcanaș până se răcește. După care o să transfer într-o farfurie, într-un bol și o să dau la frigider. Iar Lia, când va veni, sper să se fi prins până atunci, să se prindă până atunci și să mănânce. Ea s-a dus dimineața la grădiniță cu gândul că vrea geleu. Și astăzi o să iau mai devreme, pentru că la ora 4 deja trebuie să fie acasă, să rămână cu copiii, iar eu să plec la ședință. Prezența este obligatorie la clasa 4, în clasa Ceciliei.
Ia vedeți ce am eu aici. Seara a făcut Sergiu morcov corean. Așa. Dacă vă interesează rețeta, scrieți-mi și o să-l rog să facem într-un vlog. Să vă arătăm și vouă pașii, dar e atât de gustos. Noi intenționat nu l-am dat prin răzătoare, prin partea aia mașcată, pentru că ne place așa mai mărunt, dar puteți să folosiți și partea aia unde, prin care se dă morcovul mai mașcat. Iată așa și o să mâncăm de el. Îl dau la frigider. El a stat așa și s-a marinat în acest bol. Și acum, iată, l-am transferat aici și avem așa o caserolă din asta cu morcov corean. Și pentru că în zilele următoare voi vrea să fac o pastă din năut, vreau să pun năutul la umflat. Așa. El trebuie să stea la umflat cam vreo 24 de ore. Așa că iată jumătate din această cantitate. 900 de grame, cred că am pus vreo 400. Acoper cu apă și las până mâine. Da, eu încă sunt cu turbanul pe cap, pentru că vreau mai întâi repejor să spăl vasele, după care o să merg să ne supărăm. Folosesc acest fiber pentru veselă și săpunul, iată, săpunul nostru pentru vase. Până spăl eu vasele și mașina de spălat, o să termin de spălat hainele, merg să le scot afară la uscat și apoi o să editez vlogul, o să mai citesc, pentru că în ultima perioadă am cam ignorat lectura. Da, în fiecare seară citesc câte un capitol din nou și din Vechiul Testament. Citim împreună cu Sergiu câte o catismă din Psaltire, dar asta nu se pune. Zilnic ascult o carte. Cam la asta se rezumă lectura mea. De asta nici nu mă simt prea bine, cam că până o să trebuiască să merg după lie la grădiniță, voi citi. O să mă odihnesc. Dar mai întâi să editez vlogul și să scot hainele afară la uscat. Și ce am mai putut să vă spun? Nu mai țin minte. Vreau să le fac copiilor la amiază, am cumpărat ieri porumb, să le fac orez cu porumb. Și poate o sălățică în care o să mănânc eu cu stelian. Dar asta va fi deja de seară, după ce voi veni de la ședință. Și iată curățelele mele, fiberul cu nervuri. Vă arăt care sunt pentru bucătărie, da? Burețelul pentru veselă, fiberul pentru veselă,
Ei, chinuit, săracul. Dar nu îl dau la gunoi, nu fac nimic cu el, pentru că în continuare curăță foarte bine. Acesta este discul Involver, care curăță cu pasta Mystic, fiberul Scrubber și aceste deja... și o prosop pentru o bucătărie, da? Care absorbe foarte bine. Și aceste deja sunt pentru curățenie. Fiberul universal și fiberul pentru geamuri. Am venit la grădiniță. Și încă ce floare mai știi? Liliaclă, cremioară, tot cu L. La? La lele. La lea. Narcise. Eu mai spun niște floare. Zi. Bobocei. Bobocei. Hai acasă, repejor. Eu ieri am luat. Albinuța, hermicuța. Dar nu știu, e trandafir să știe, este ca așa de... Foarte frumos. Noi am primit... Stai, iubita! Am primit, iată așa, fișe cu activități de Paște. Uite, literară, mai ai? Da. Și Lia, în seara asta, le face. O să fac. Uite, mai sunt și aici, este ră. Iată așa, am făcut până acum împreună, așa. Acum vă mai arăt. Așa. Și aici ai exersat. Și mai avem. Mai facem în seara asta. Le facem pe toate de ea. Da. Da? Ți îți place, da? Da, îmi plac activitățile. Aceea este litera R. R. Așa. Vreau să vă arăt apusul de azi. Ia cătă-l-a ea. Frumos. Așa. Și la final de zi, iată, așa o compunere frumoasă. Astăzi am avut ședința cu părinții la clasa Ceciliei și mi-a spus învățătoarea că Cecilia a scris o compunere frumoasă. S-o cer, s-o citesc, însă eu am vrut să-mi o dea ea. Și acum, iată, mi-a dat să citesc. Cecilia, foarte bravo, foarte frumos scris.